Sunt Raul Ionel, conferențiar în cadrul Politehnicii din Timișoara, mai exact Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Alături de designerul Jinghe, prezentăm lucrarea Error Driven Economy. Lucrarea noastră este inspirată din domeniul electronicii și anume producția circuitelor uh, numite în limbaj popular PCB-uri sau printed circuit boards și ne-am aplecat asupra a două direcții. În primul rând, am dorit să evidențiem ce înseamnă analiza calității acestor produse electronice care ulterior se transformă în produse pentru larg consum pe întreaga uh, piață și uh, ne-am axat pe o tehnologie numită boundary scan, o tehnologie de inspecție non-invazivă a calității produselor electronice. Vreau să menționez că la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale această disciplină este distinctă, are curs distinct fiind singura din țară în care se, singura facultate din țară în care se predă această disciplină. Apoi mai departe ne-am dus către domeniul inspecției optice și anume am dorit să evidențiem prin lucrarea noastră posibilitățile de apariția unor erori în procesul de manufacturare al uh, produselor electronice, și anume partea de lipire dintre componente și uh, placa imprimată. În primul rând, dacă ar fi să caracterizez întreaga mea interacțiune cu designerul într-un singur cuvânt, aș alege termenul curcubeu. Și v-aș spune și de ce. Eu vin dintr-o lume a electronicii, o lume care este ancorată în standarde, în uh, idei fixe. O lume în care există puțină abatere de la ceea ce înseamnă rigorile manufacturării produselor electronice. Și asta arată și obiectele noastre pe care le vom expune. Însă, în acest stand pe care îl avem, aceste obiecte sunt învăluite într-o lumină LED colorată și anume spune că această lumină este exact designerul Jing He. Deci, practic, o lucrare în domeniul electronicii cu puține perspective de. Interes și de declanșarea unor emoții spirituale, apare prin contribuția designerului Jing He și este prezentată publicului larg într-o lumină favorabilă, și sperăm să producă și efectul dorit. Ne-am dorit să evidențiem faptul că, într-un proces de manufacturare tehnologică, mă rog, acum, în caz specific, domeniul electronicii, apar inevitabil erori. Și aceste erori uh, sunt cauzate de imperfecțiunea tehnologiei cu care lucrăm uh, în domeniul electronicii. Și atunci ne-am dorit ca uh, publicul larg să rămână cu ideea de o luptă permanentă între ceea ce înseamnă un proces de manufacturare și prezența erorilor, prezența unor chestiuni nedorite, care în final se reflectă la produsul finit. Prin urmare, lucrarea noastră evidențiază, dacă doriți, această luptă permanentă pentru perfecționarea proceselor de producție în domeniul tehnologiei electronice.